Odată cu refacerea părții carosabile a sensului giratoriu situat la intersecția străzilor Hermann Oberth, Constituției și Corneliu Coposu, s-au efectuat și o serie de modificări ale marcajelor rutiere, principalul scop fiind acela de a fluidiza traficul rutier. Astfel, în sensul giratoriu s-a refăcut marcajul longitudinal, fiind astfel create trei benzi de circulație, urmărindu-se utilizarea întregii lățime acesteia. Având în vedere faptul că lățimea părții carosabile a străzii Hermann Oberth a permis, au fost create și aici trei benzi de circulație, astfel că toate intrările în sensul giratoriu au acum trei benzi, iar fiecare ieșire din sens are două benzi de circulație. Premergătorii intrării în sens au fost aplicate marcaje care obligă pe conducătorii de vehicule să circule doar în direcția indicată de acestea. Aceste marcaje sunt aplicate identic în toate cele patru intrări în sens. Față de vechile marcaje au intervenit modificări și atragem atenția că acum pe banda a treia a fost aplicat marcajul obligatoriu la stânga față de vechea sistematizare unde aveai dreptul să circuli și pe direcția înainte. În cele ce urmează dorim să exemplificăm cum trebuie să circulăm corect în acest sens giratoriu. Cum procedăm dacă intenționăm să circulăm pe direcția înainte? Înainte de a intra în sens, vor ocupa banda 1 de circulație. Vor intra și vor circula în sens tot pe banda 1, pe care vor întâlni marcajul obligatoriu înainte și vor ieși din sens tot pe banda 1. O altă variantă este de a ocupa înainte de a intra în sens banda a doua de circulație. Vor intra în sens tot pe banda a doua, cea din mijloc. Aici vor întâlni marcajul obligatoriu înainte sau la stânga, ei putând continua deplasarea pe direcție înainte, ieșind de această dată din sens pe banda a doua. Cum vom proceda dacă intenționăm să circulăm pe direcția la stânga? Și aici sunt două variante care ne permit efectuarea acestei manevre. Înainte de a intra în sens, circulăm pe banda a doua. Intrăm în sens tot pe banda a doua, cea din mijloc. Vom întâlni marcajul obligatoriu înainte sau la stânga. Continuăm deplasarea la stânga până în dreptul ieșirii pe care intenționăm să o folosim, unde vom proceda ca în tipul anterior, respectiv vom părăsi sensul tot în banda a doua de circulație. Cea de-a doua variantă este ca, înainte de a intra în sens, să ocupăm banda a treia de circulație. Vom pătrunde și vom circula pe banda a treia sensului giratoriu până în zona în care întâlnim marcajul discontinu. Aici mă voi asigura că pot pătrunde în siguranță pe banda a doua, procedând așa cum am exemplificat mai devreme pentru ieșirea din sens. În continuare, exemplificăm situația în care intenționăm să întoarcem, practic să părăsim sensul pe a patra ieșire. Apreciem că pentru a fi efectuată această manevră într-un timp cât mai scurt, vom ocupa banda a treia și vom circula până în apropierea ieșirii, unde vom proceda ca și în celelalte cazuri, respectiv vom schimba banda de circulație din 3 în 2 în zona marcajului discontinu. Bineînțeles, după ce ne-am asigurat și am semnalizat, apoi vom părăsi sensul din banda a doua. În cele ce urmează vom exemplifica situația când, atât de pe banda a doua, cât și de pe banda a treia de circulație, conducătorii auto intenționează să circule către stânga. Se observă cum autospeciala de poliție reduce viteza în dreptul marcajului discontinu, permite trecerea celui care a pătruns în același timp în sens, dar pe banda a doua, apoi schimbă banda de circulație și părăsește sensul.